Andrei, ai plecat la Târgoviște, la Craiova, îți merge bine, astăzi ați câștigat, meritat. Da, a fost un meci foarte bun. Am dominat, ne-au dominat și până la urmă a ieșit cu bine. Pentru noi. Îmi pare rău că am câștigat, dar asta este. Cum te simți la Craiova? Foarte bine, bine. Avem un grup unit, o grupă foarte bună. Este foarte bine. Tu știu că tu ești și la Lotto Național. Da. Avem acum, am avut și meciuri, am câștigat. Sperăm să câștigăm în continuare. La preliminarii. Mergem cât mai departe. Chindia, ce impresie ți-a lăsat? O impresie foarte bună. O echipă foarte bună, jucători buni, foarte bine. Pare bine despre ei. Chiar foarte frumos. Când crezi că o să faci pasul la prima echipă a Universității Craiova? Cât mai repede. Mai curând. Cât mai repede, în primul rând, oricum. Na, nu, eu așa vreau. Cât mai repede să ajung la echipa mare. De-aia muncesc în fiecare zi. Cuide de ce această victorie? Familiei mele, în primul rând, și echipei, și antrenorilor mei. Dar, în primul rând, familiei mele, care mă susține foarte mult. Când e acest, păi, a promovat în Liga a doua. Multă baftă, felicitări în primul rând și multă baftă în continuare. Viorel, adversar destul de puternic Universitatea Craiova astăzi. Da, a fost un meci foarte greu, păcat că am luat gol și am avut ocazii, dar este greu acest turneu. Ți s-a părut mai bună echipa din Craiova decât Ardealul Cluj? Dar aceste două meciuri au fost grele, au fost adversari dificili. Ghinionul nostru că am luat două goluri pe greșeli personale și... S-a simțit astăzi la voi totuși dezamăgirea ratării promovării în finală după penalturile de ieri. Da, și oboseala a fost un adversar și este bine că totuși am ajuns la acest turneu. Alexandru, adversar destul de robust Universitatea Craiova astăzi. Da, a fost un adversar destul de dificil. Și un meci în care s-a simțit totuși la voi oboseala partidei de ieri destul de extenuantă. Da, am avut un meci foarte greu ieri și se pare că a cauzat pentru astăzi. Care ți s-a părut mai bună, Universitatea Craiova sau Academia Cluj sau Ardealul Cluj? Cu siguranță Universitatea Craiova. Eu zic că dacă nu începeam meciul cu 1-0, aveam șanse mult mai mari să câștigăm ieri și să jucăm finala mare astăzi. Oricum, faptul că ți-ai ajuns la turneul final este o performanță. Da, este o performanță foarte mare pentru acest club și ne bucurăm de asta. Unde ți-ai dori să joci? Sincer, mă gândesc să ajung prima oară la un club din Liga 1 și dacă se poate la Dinamo.